fost fără bară, a? Pe spate, spune-mi. Mamă, ce lăsat sunt de cur. Ah, aerul condiționat, da. La mine să știi că se scurge sub mașină. Și la mine, da. Da? Ah, se mai și aici. Am înțeles. E prea mult aer condiționat, mă vezi? Da. Sunt, am 3 tone 710. Sau și mai mult. Ca ansamblu, așa am calculat eu. E bine așa. Hop, așa. Wow. Era mai bun drumul ăsta, măi. Da. Ploat mult, ploat mult. Toată săptămâna am ploat aici. E bine că ne noroim acum. Ne dăm și rota și mașina. Avem ce să ne ștergem 3 zile. Facem curs. Totuși am 130 de litri de apă. 110. Ce glumă bună. Tu ai înțeles ce zic eu, nu? Noi de aici când mergem la plajă îți facem stânga. Dar mai sunt niște drumuri în față care sunt mai ok. A plouat mult aici și de aia și... M-a spus că o să murdărim mașină foarte rău și... Nu e așa? Ia mașina lui Mățu și aia e, să vedem ce se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla? Nu e bun drumul? Mamă, deci eu și-am urdărit aici, nu? Și-am plecat. Ia să vedem. S-a dus să verifice drumul, e mă, că poate cumva ne răsturnam pe aici. Și nu mai putem să mai trecem. Făceam vreo dejantare, vreo chestie periculoasă, știi ce zic? Era și frică. Era și frică, rău.
Todo, todo. Ah, oh, película. Y película. Se era frică că mori. Era periculos. Se rupe drumul aici. Se rupe drumul și... Și aici nu mai avem unde să ne întoarcem dacă era drumul. E un om pe aici. Nu se vede. Sau pe aici, uite. Frumos, n-ai ce să zici. Și mai am și proiectoarele alea din bulbar de aprins, dacă vrei. Da, trebuie să dau copacele jos și n-a... Da, le dăm la întoarce. Că iese prietenul nostru. Să facem să fie bine. Până untăm restul bazei, până vine toată lumea, până trece febra copilului, vorba aia. Suntem aici pe baricade. Frumos. Super. Super, super. Le dau un bidon, nu că n-aș avea 110 litri de apă. N-are, mă, dă. Ia și bidonul ăsta. Da, mă, roțile drepte așa, acum ești virat stânga. Du-te drept în spate, drept, drept în spate, în spate, în spate. Mai, așa, așa. Ia bidonul ăsta. Du-te mai în spate, mai în spate, mai în spate. Bidonul ăla o să te ajute mult de tot, o să vezi. Bidonul ăla face tot. Așa și dă-i și ține-o la 2500 de tori, așa. Poți să mai ieși stânga-dreapta de volan ușor. Na, trebuie mai repede, mă. Mai multă viteză, mă. Du-te mai în spate. Nu, dai, 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 dai. Dai mai în spate, mai în spate, mai. Du-te până aproape de apă, mă. Du-te în spate să iei viteză să treci, că nu iei viteză. Ești în reductor? Da-i, hai, dai gaz. Dai să o schimbe pe a doua.
Nisip mișcător? Și ce făcea? Mamă, băi, ce ești tu, mă? Panteră? Hai, fă ceva! Fă o schemă! Fă o tumbă! Ia un val! Fă ceva! Trece secundele! Aoleu, e o groapă aici! Așa, mulțumesc! Da, mă. Superb! Superb! Testăm panouri solare, testăm lucruri. Rulota se prezintă senzațional. Ia, de 100%. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Da, rulota se prezintă foarte bine. Dacă s-ar un an, de exemplu. Bă, da, și eu n-am făcut. Să zic că nici ăla de tot se canisă, pentru că și cu ăla ne-a spus să duceți la pet hoteluri. Nu, nu-l faceți dacă nu duceți la pet hoteluri. S-a nimerit acum, îți dai seama că nu mai puteam să ieșim cu el din țară, ce crezi, nu puteam să-i facem niciodată. Eu îl duc în același loc din el, ăsta care mi-a fost dresor și nu i-am făcut niciodată. Da, pentru că la noi e epidemie în care trebuie de tot se canis. Da, bune? Da, da. S-au jucat ăștia mulți câini într-un țarc și toți câinii cu care ne întâlneam, toți erau pe antibiotic. Ne întrebau noi cum de-am scăpat. Nu am avut nici dos. Da, norocul ăsta e că nu-i sociabil și nu se joacă cu ceilalți. Altfel, se spună și el. Dar sunt și foarte greu să găsim undeva unde să-l lăsăm. Trebuie să-l țin închis. Nu pot să-l dau să fie în regim de grădiniță. Hai să-l poate în ce mână. Nu, dă-i. Fără fric. Răspund eu. Dă-i gaz. Dă-i mână lăsa, mă, deci eu l-aș mână lăsa. Eu nu-l las. Așa. Dar mine cu lăsat pe uite, vezi? Până până ia și ia niște vitezucă. Frumos, e bine, mă, Andrei? I-am dat, mă, și cu safari și cu asta, vezi? I-am dus și pe cursă pe malul mării, frumos. 100 de euro. Transferul. Și eu cum nu mai scot mașina de aici? De unde? Cum adică? De unde, mă, să scoți? Băi, stai, mă, animalule, băi. Ce ai, mă, de ce ți-e frică? Că urcă, dă-i casă, dă-i casă, orice ea. Dă-i să urci, dă-i, de ce o lași? Că de nu ce vreau să urc, atâta. A, nu vrei să urci? Păi nu? Nu știu, am zis, întreba. Cortul magic, mă, v-am spus, da? Cortul ăsta ne-a salvat campingurile. Am primit și aceste două scaune, două. La Front Runner. Foarte utile, foarte ok. Foarte ușor de transportat. Și super cool acum arată. Mulțumim GTC Autoshop. Și îi dăm afară pe după amiază. L-a pus. Baterie avem. Frigiderele sunt pline. Ce zici, mă, Florin? Ești bine, e ok? Plucile și-au făcut treaba și azi. Ureche! Bagă-mă urechea înăuntru. Da, tati! Ce-ai făcut? Eu ce-am făcut? M-am mișcat cu mingea, cu bălășoiul. Superbă, mă, mare. Extraordinar aici.
Ce bine că nu poți să ajungi decât cu mașină de teren. Și ce bine că am prins liber, că sunt ferm convins că e mult mai plin. Îl avem pe Vetul, trădător de marcă, de țară și popor aici cu cortul, patrolul. Un alt patrol aici, cu cort. Cu cort, cort deasupra. Asta care este senzațional. Livingul ăsta face toți banii. Și de aici clanul Toyota. Asta încărcăm baterii. Asta. Trebuie să pleci. N-ai vrea să pleci. Este superb. Dar nu. A fost super. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Ne punem pe strâns ușor așa, adică în câteva ore și ne luăm tălpășiță. Am schimbat crapețul cu Vadu și eram dator în episodul 2 cu un review al rulotei de la film. E un model vechi, dar nu contează, măcar o arăt așa oamenilor interesați de fenomen. Aici avem un spațiu tehnic în care avem siguranțe, afișajul panoului solar și spațiu de depozitare. Mega suficient. Două uși. Da. Un geam, unul aici, unul în partea cealaltă. Rezervorul de apă, 40 de litri. Oglindă, frigider. Lejer. Saltele 1,40 m. Apă. De spălat pe mâini, aici cu chiuvetă, frumos, motor electric, pompă electrică, plasă de țânțări. Deschide plasă. Între țânțări, da, e bun. Asta este spațiul de dormit, cu capul aici, cu panoul de control, cu luminile astea. Mai avem aici o lumină cu reglaj, trapa și cu plasă de țânțari. Aici e spații de depozitare. Ușile se pot încuia din interior, două USB-uri. Ce mai vedem aici? Putem să aprindem luminile în exterior. Putem să pornim apa. Să vedem câtă apă mai avem în
rezervor, o baterie, diverse lucruri, senzorul de fum, a intrat o muscă, a activat, l-am prins. E fancy cool. Avem aici niște lumini. Ambientale. Ok. Da, frumos. Se doarme bine. Poate să vină și cu Webasto. Acum o să doar e pus deasupra. Spunea că poate să fie dotată și cu Webasto, adică cu un încălzitor auxiliar. Ceea ce e mega super cool. Uber cool. Da. E foarte utilă, Toyota nu prea o simte în spate. Cel puțin pe asfalt nu simte. În teren e mai greu. Da, cam asta e. Dacă sunt întrebări, aici se poate conecta la curent, în camping, unde o să mergem mâine. Mai avem niște lumini și aici. La fel se pot aprinde. Nu ducem lipsă de lumini. Baterie, tot ce trebuie. Ne vedem mâine pe drumul spre camping. Mai vizităm lucruri. Uite, mai vine cineva. Ce frumos. Am stat o jumătate de zi aici. Frumos, domnule, foarte frumos. Mergem să vizităm. Vă arăt și vouă, vă iau cu mine, că e gratis. Și vizităm și ne campăm diseară în alt loc și să sperăm că o să fie cel puțin la fel de frumos. Cel puțin. Să vedem. Mai tragem un drum, un aia, un fast forward, tot, imediat ajungem. Așa din canapea. De aici nu e așa simplu. Nici rău nu e. Te aud oamenii și dacă nu țin. E ok. Ham. Drumă, frate, cum se făceau construcțiile pe vremuri. Treabă serioasă, mă, nu. Facem zidul să țină, punem niște pietre mari. Treabă și aia. Intrare. Aha, ok. Credeam că să intru, că intram, nu. Intru. Da, frumos. Frumos. Mare atenție la vipere. Ești ca o viperă. Da, mare atenție. Că sunt mai mușcă, mai scuipă.
În jur, am văzut unele care înjură. Mai îți iau banii de buzunar, sandwich-ul, dacă sunt rele viperele aici, pentru că viața e grea aici pe câmp, îți dai seama. Te descurci așa ușor. Da. Să vedem ce... Ce avem în nou? Adică ce era în urmă la cetate? Care era treaba aici? Cu ce se ocupau oamenii? Cu ce se îndeletniceau? Aici pe stânga cred că era intrarea. Plăteai bilet. Și de aici ai dădeai până cetate, știi? Era Costel Fieraru pe stânga. Deluță Potcovaru. Toți băieții erau aici, știi? Te întâlneai cu ei, ce ziceți, nu, ce frumos. Cred că era mișto viața. Știi, înainte. Pe cetate, frumos. Te distrai, uite, era stradă pe acolo, stradă pe acolo, frumos. Uite, am și un copil. Acolo. Nu, n-ai voie cu asta. Cred că mai simt eu. Da. Da, frumos, cu apă, cu aia. Vedere la apă, dormitor, living. Aveau frumos. Aveau frumos. Casă mare, domne. Mare casa, domne, mare. A plecat. 5, 4, 3, 2, 1. Eu sunt al 8-lea, numărul 2, 1. Și în spate mai schimbăm o idee, mai luăm o gură de apă, mai schimbăm un scut. Milită s-a scut Aclina. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deci se vedea piciorul eventual. Te mai uiți peste scut. Se caută, se împunge cu sabia, nu mai intrăm în detalii unde. Nu e niciun detaliu. Iar cu asta se caută o zonă numită... Așa. Deci nimic din ce vedeți în film. Ideea fiind să termin mai repede 1, 2, 3, 4, scurt la obiect, să am de aline. Tot așa, asta e următorul. 2 minute. Am ajuns în camping aici la Jurilovca. Foarte frumos. E construit de primărie. Asta mi se pare super tare. Și administrat de tot de primărie. Atât de tare încât în pasaje te băgă la încărcat acolo. Da. Foarte bun locul. Foarte curat la grupul sanitar. Nu știu cât costă. Nu cred că e scump. Dar foarte, foarte frumos. E frumos că e liber ăsta în primul rând. Alo! Oh, ce spuneți, domnul Mâță? Mă duc până să văd... Să cercetați situația cu grupul sanitar. Să fie din belșug. Da, merg cu dumneavoastră acum, ce să fie. Nu avem. Aici. Zim ce Opel este, hai, vino încoace. Vino repede, vino repede. Repede, zim ce Opel este, repede. Ce? Ce Opel este? Ce Opel este? Nu câinele, Opel. Mantra. Ascona, mă, Ascona, mă, frate. Opel-ul Ascona? A fost super aproape. Da, foarte. Ăla era numai în două uși. Da. Bine. Hai mă, dă-te că vreau să, vreau să studiez aici, să fac o urmă. Duși, mișto. Da, eu de-abia aștept să vin să-mi fac duși. Oh, la dublu, Mâță! Oh, vin cu tine! E groasă! Îmi place. Da, îmi place, e super ok. Chiar e super ok, senzor, tot ce vrei.
Nu miroase, nu miroase nimic, jur. Jur că nu miroase ceva? Băi, e simplu. Incredibil, jur. Bravo, bravo primăriei Jurilovca. Jurilovca, da. Ia! Nu se poate încuia ușa. Păi da, mă, ce faci? Te încui acolo, stai tu 3 ore, bază, băi, nu peste... Băi, gata, mă, ieși. Prea mult, 5 minute, 10, prea mult. Forță, Jurilovca, forță. Ce? Ce, mă, e bec, e tot, e senzor, e tot. Flori frumos. Da, super, superb. Bravo. Uite că se poate și spune.